cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Până dimineața, oameni buni, ritualul de început de emisiune, adică dai telefonul pe silențios, iei cafeaua, iei o gură de cafea, mai verifici odată să nu greșești nume și ce mai e și te gândești ce faci într-o emisiune astăzi când trebuie să discuți despre învățământ. Planul este foarte simplu, prezinți invitații, după care asculți cât mai mult și bei cafeaua. Deci, emisiunea Cafeaua de dimineață, știe din Neamț, Mesagerul de Neamț, împreună cu doamna Florentina Luca Moise, inspector școlar general, bine ați venit, revenit într-o marți, trei ceasuri bune la Mesagerul de Neamț. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Doamna Stella Luminița Andrei, director școala gimnazială numărul 2, Piatra Neamț, bună dimineața. Bună dimineața și bun găsit. Când plecați trebuie să luați o cană cu cafeaua de dimineață, că așa este obiceiul la noi, chiar dacă n-ați băut cafeaua de dimineață. Și doamna Valentina Motfolea, director școala gimnazială Nicu Albu, Piatra Neamț, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Am spus bine, Nicu Albu, nu? Foarte bine, da. Așa este. Bun, așa cum am promis, eu voi vorbi foarte puțin, simt nevoia să bea o cafea. Doamna general, alți doi directori din Piatra Neamț, cu două școli, fiecare cu specificul ei, cea mai mare școală din Piatra, nu? Școala 2, nu? Sunte... Doamna, școala 2, da. Școala 2, cea mai mare școală din Piatra Neamț. Și școala care și-a sărbătorit, ca să spunem așa, câțiva ani, cea mai nouă clădire de școală din Piatra Neamț. Vă las pe dumneavoastră să faceți introducerea și eu voi urmări cu foarte mare atenție. Da. Am venit cu plăcere la emisiunea dumneavoastră și sper să o ținem tot așa, pentru că sunt foarte mulți manageri de unități de învățământ care merită și își doresc să ajungă în emisiunea dumneavoastră pentru a-și promova unitatea de învățământ, colegii, elevii, părinții, comunitatea din care fac parte și pe care o reprezintă inevitabil. Se vorbește mult în ultima vreme despre schimbările din învățământul nostru, sunt păreri pro și contra, nostalgii, pasiuni, păreri de mai bine, dar și păreri răutăcioase, să spunem, sau încrâncenări că sigur o să fie rău. Reacțiile sunt firești, fiecare generație trece prin schimbări. Fiecare generație a avut încercarea proprie, bacă a fost pandemie, revoluție, grevă. Societatea în general este într-o continuă schimbare și, bineînțeles, inevitabil familiile sunt într-o continuă schimbare. Când vorbim despre familii care formează până la urmă societatea în care trăim, trebuie să luăm în calcul foarte mulți factori, pentru că și familiile, din fericire sau din păcate, nu știu, o să stabilim până la sfârșitul emisiunii, trec prin schimbări majore. Uneori, unde mai există familii. Unde mai există familii. Sunt și cazuri unde, din păcate, avem copii în sistemul de învățământ. Desigur. Și cu regret o spunem și clar, noi, cei care reprezentăm instituțiile publice din acest sistem, clar avem datorii morale, trebuie să intervenim și să întindem o mână către semenii noștri, trebuie să cunoaștem foarte bine fiecare situație. Pentru că dacă nu cunoști situația, nici nu știi cum să intervii. Puterea de adaptare a unui lider practic, pentru că sunt prezentă astăzi în emisiunea dumneavoastră cu două doamne director care au demonstrat prin implicare și interes față de copil și au avut și rezultate remarcabile și la momentul potrivit o să-și expună dumnealor situația de la unitatea de învățământ. Fiecare lider uneori este în fața unor provocări,
Și depășirea acestor provocări clar ține de claritatea viziunii fiecărui manager de unitate de învățământ, de calitatea deciziilor pe care le ia, de claritatea lor, dar și de oamenii de care se înconjoară, pentru că nimic nu se poate face de unul singur, se face doar în echipă. Vă rog să dați cuvântul uneia dintre doamne. Eu v-am spus că stau astăzi și asist. Da, că ați spus la un moment dat că doamnele că reprezintă unitățile de învățământ și chiar făceați referire la școala, o școală mare. Cred că omul sfințește locul, domnul Bălănescu, ca și compartimentare și structură arhitecturală, dacă am putea vorbi, sau de construcție, metri pătrați, nu știu care e mai mare. Mi-ați ridicat o problemă și chiar am să văd și acest aspect. Cred că acolo unde sunt oameni cu suflet, cu suflete mari, clar devine și unitatea de învățământ mare. Da, acum dacă tot ați spus că omul sfințește locul, asta este valabil încă în învățământ, mai este valabil și prin sănătate, din păcate nu este valabil în alte domenii care influențează învățământul și sănătatea. Dar nu vreau să intru la mănunte. Deci, școala gimnazială numărul 2, o școală pe care eu recunosc că am urmărit-o în timp cu aici la Mesagerul, pentru că fiind o școală mare sunt și anumite probleme specifice, nu mai vorbim de nenorocirea cu tavanul care a generat atâtea discuții și atâtea lucruri. Vă rog, doamna Andrei. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Școala gimnazială numărul 2, o școală mare, aș spune eu, și la propriu și la figurat, pentru că școala gimnazială numărul 2 numără nici mai mult, nici mai puțin de 1255 de elevi doar la școala gimnazială numărul 2, dar avem alături și o structură, structura de la Văleni, școala 7, și două grădinițe, grădinița numărul 11 și grădinița numărul 1. În total, vreo 1465 de elevi. Poate că nu ar trebui să vorbim doar de cifre, pentru că în sprijinul acestor elevi vin 98 de cadre didactice, cadre didactice dintre care 75 sunt cu baza în școala gimnazială numărul 2, oameni care vin și rămân acolo, așa cum spunea doamna inspector general, să sfințească locul, că locul e sfințit de fiecare dintre noi în parte. Și credeți-ne că poate că uneori suntem așa încolțiți pentru ideea de ce vin copiii la școala gimnazială numărul 2, de unde scoateți voi atâția copii. Copiii spre școala gimnazială numărul 2 vin pentru calitatea actului didactic, vin pentru oamenii pe care îi găsesc în fiecare dimineață aici, vin pentru dramul acesta de învățătură pe care îl pot primi de la niște oameni de calitate, o echipă de cadre didactice deosebite, oameni care muncesc și care dăruiesc copilului în fiecare dimineață zâmbet, înțelepciune și bucurie. La structura Văleni avem și acolo o mână de copii, dar o mână de copii pentru care se face foarte mult. Sunt prinși într-un proiect RISEI, un proiect prin care copiii aceia primesc o masă caldă. Sunt prinși în activitățile organizate de doamna Monica Sofron, care este un înger cu adevărat pentru copiii de la structura Văleni. Nu numai pentru ei. Nu știu. Doamna este un înger așa pentru mulți copii și omul care știe să, nu știu, să mângâie, să bandajeze tot ceea ce a rănit soarta aceasta. Tot la structura Văleni avem și o grădiniță cu 31 de copii, organizați în două grupe. Copii care, din fericire, și cred că bucuria noastră cea mai mare este, vin domnul Bălănescu la școală. Vin și vin cu drag pentru că găsesc o școală primitoare, găsesc cadre didactice pregătite și acolo și oameni care dăruiesc. Și găsesc și lucruri pe care nu le găsesc acasă. Să știți că da.
Asta este problema. Apropo de doamna Monica, tot ați amintit de ea, eu am o vorbă, nu prea am spus-o niciodată, dar ea este, cum să vă spun eu, din punctul meu de vedere, direcția de asistentă socială adevărată în județul Neamț. Da, o cunosc pe... Și nu vreau să vorbim foarte mult, pentru că ea nu lucrează pe statistici, pe salarii, pe încadrări, cum sunt obligați cei de la direcții, și lucrează pe cazuri. Da, să știți că în activitatea noastră din unitățile de învățământ, din inspectoratul școlar, și îmi permis să spun că Monica este prietena mea, pentru că o cunosc de o viață și încă o zi, cum s-ar spune, și am trecut prin foarte multe cu dumna ei și cred că este reciproc sentimentul. Este unul dintre oamenii din județul Neamț implicat în foarte multe cazuri și știe să adune oamenii lângă ea, la fel și Carmen Suciu, la fel și Carmen Suciu, și le salut pe ambele doamne pe această cale. Și dacă tot ați pomenit de acest subiect, parteneriatul cu ONG-urile și fundațiile, pentru că așa a ajuns și în școlile din județul Neamț, din drag pentru oameni și pentru copii. Împreună cu doamna Carmen Suciu, personal, eu, deci nu ca reprezentant al inspectoratului școlar, ne-am pus la o vorbă și că împreună vom construi un centru pentru copiii defavorizați în Piatra Neamț, fără bani de la stat, cu bunăvoința oamenilor din județul Neamț și nu numai, pentru că ni s-au alăturat foarte mulți voluntari. Până la ora actuală avem peste 35 de voluntari, societăți comerciale, alte ONG-uri care vin în sprijinul nostru pentru a ridica acest centru pentru copii. Nu știu dacă cineva în județul Neamț a mai făcut acest lucru, dar această faptă, pentru că e important să vorbim despre lucrurile frumoase, că până la urmă doamna Carmen Suciu și-a propus să facă ceva pentru acești copii care nu au acasă, domnul Bălănescu, nu au sprijin sau poate de cele mai multe ori nu știu la ușa cui să bată, sau poate, cum ați spus la începutul emisiunii, nu mai are cine să bată pentru ei. Și atunci trebuie să punem umăr la umăr, inimă la inimă până la urma urmei și să facem ceva bun, frumos pentru acești copii. Am mers pe teren împreună cu doamnele și am identificat, sunt atâtea cazuri și sunt atâtea probleme, atât în învățământul nemțean, pentru că nu trebuie să le ascundem, cât și noi ca societate. Lipsurile sunt multe. E o balanță între realizări, între a avea, între a lipsi, și atunci trebuie să păstrăm un echilibru. Eu propun să discutăm despre lucrurile acestea și într-o emisiune separat. Până atunci să-i dăm cuvântul și doamnei Motfolea. Școala gimnazială Nicu Albu, nume mare care stă peste școala dumneavoastră și peste activitate. Așa este, și un nume care ne obligă să ne dorim mereu să fim cât mai buni. Noi nu ne supărăm nici dacă ni se spune școala numărul 10, pentru că ne regăsim și în acest 10. Am împlinit 30 de ani și să știți că în momentul în care ne-am pregătit pentru aniversare, am zis, haideți să facem și un bilanț. Cine suntem noi și ce ne dorim mai departe? Că suntem totuși tineri, la 30 de ani ești într-un punct al vieții și ca om în care ești suficient de matur ca să poți să faci niște schimbări înspre bine. Păstrăm tradiția claselor de STEP. Suntem prima școală. Deci asta este tradiția la dumneavoastră. Dumneavoastră și nu mai știu cine mai are. Și școala numărul 5. Și școala 5, așa. Dar nu că ne-am lăudat, dar totuși trebuie să spunem că suntem prima școală din absolut. Care am implementat acest sistem. Țin minte că am făcut reportaj atunci, la vremea respectivă, cu prima clasă de STEP. Un sistem la care lumea a fost reticentă la început, dar să știți că am început să creștem.
Ne-am propus în anul școlar 2023-2024 două clase de step la pregătitoare și spre bucuria noastră și cu ajutorul inspectoratului școlar am avut trei clase. Este un vot de încredere și cred că este sistemul de care au nevoie părinții. Haideți să spunem, părinții se bucură pentru că acest sistem le oferă o mai mare flexibilitate ca timp. Da. Și nu numai ca timp, dar în special ca timp. Deci, ca timp, ca modalități de lucru. Programul este 8-16, copiii și mănâncă. Aici adică contează foarte mult. Să știți că și în mediul rural avem clase step by step la Tașca. Au implementat acest sistem și că chiar au succes și foarte mulți copii au reușit să își crească populația școlară prin clasele step by step. Cred că ăsta este un brand al nostru. Ne dorim să ridicăm ștacheta și implementăm, de exemplu, acum la gimnaziu, noi zicem program remedial, dar nu este chiar remedial. Sunt niște ore pe care le facem copiii noștri. Sunt ore de matematică, din decembrie începem și orele de limbi străine, astfel încât să asigurăm copiilor un program până la 3-3 jumătate și cred că asta iar vine în ajutorul părinților, pentru că și la gimnaziu e nevoie totuși de o supraveghere și de o apropiere față de copii. Eu te-aș întrerupe, Valentina, că trebuie să spui acest lucru, să înțeleagă urmăritorii dumneavoastră și părinții din zonă. A făcut un lucru extraordinar, Valentina, am permis să-i spun așa, pentru că noi relaționăm de aproape, că Stella și că Valentina sunt colegele mele. Domnul Bălănescu a făcut un lucru extraordinar, Valentina. Este și profesor de matematică, e directorul școlii Nicu Albu și gratuit, după orele de curs, Valentina, pe Valentina o găsiți în clasă și desfășoară aceste ore remediale cu elevii din școală, gratuit. Rămân prin rotație la orele doamne și o găsiți până la ora 15-16 în unitatea de învățământ. Am rămas plăcut surprinsă când am mers și am găsit-o cu o clasă de elevi, da? Adunați din toată unitatea de învățământ și Valentina este omul care rămâne peste program și desfășoară aceste ore de matematică cu elevii gratuit și nu pot decât să o felicit încă o dată pe această cale și sunt ferm convinsă că este un sprijin pentru părinte. Pentru că tot vorbim de pregătiri, de after school, o să ajungem și la acel subiect, poate într-o zi să lămurim lucrurile cu after school și școală după școală. E o mândrie pentru învățământul nențean să avem cadre didactice, ca și Valentina Motfolea, directorul școlii Nicu Albu, care cu un dram de umanitate, da, implicare, poți să ajungi să ridici la standarde înalte învățământul, unul la mână, doi la mână, să fii un sprijin real pentru părinți din comunitatea pe care o reprezinți. După acest laudație, vă rog să continuați. Mulțumesc mult! Înainte de a fi director, sunt profesor. Înainte de a fi profesor, am fost învățător. Și întotdeauna am considerat că școala înseamnă viață. Copiii sunt suflete și nu i-am privit ca pe elevi, ci ca pe partenerii mei. Sunt suflete de la care și eu învăț mereu. Și ei mă inspiră. Vă spun un adevăr, cea mai mare bucurie a mea a fost să fiu într-un magazin și să aud un copil care mă strigă și vine direct în brațele mele. Cred că o mulțumire mai mare nu există. Da, haideți să trecem acum, după aceste momente de prezentare, la activitatea concretă. Activitatea de învățământ, o știm cu toții, se desfășoară, aveți rezultate. Dar
ce probleme întâmpinați în momentul acesta? Deci mă uit, să uit doamna Andrei la mine și zâmbește, eu mă uit la dânsa și zâmbesc și vreau să văd până unde se duce să-mi spună din problemele pe care le am. Să știți că am cuvinte de laudă și pentru că doamna director și nouă fac problemele diferite. O să mă simt rău dacă nu o să aveți cuvinte de laudă despre mine. Chiar le merită doamna pentru că este o luptătoare, a trecut în anul trecut școlar și acum trece printr-o situație dificilă. Știm clar situația relocării elevilor de la școala gimnazială numărul 2 în urma prăbușirii tavanului, care se regăsește fix în aceeași stare ca acum un an de zile. Știm și că îmi scriu părinții că de la școala gimnazială numărul 2, au venit la inspectoratul școlar, am fost la doamna și am încercat să găsim soluții privitoare la sala de sport, pentru că există o problemă dacă la școala gimnazială Nicu Alba avem o sală modernă. Școala a fost construită relativ de vreme. Exact, și sala de sport renovată, reabilitată. Aici încă mai avem probleme și sunt probleme destul de mari și o lăs unde pe doamna. Unde faceți orele de sport? Orele de educație fizică se desfășoară în curtea școlii, pe terenul generos din fața școlii și din spate. Când este foarte rece, Catedra de Educație Fizică, o catedră de oameni iscusiți, 6 titulari de educație fizică, domnul Bălănescu, care așteaptă o minune, 6 profesori de educație fizică care și-au adaptat programa pentru perioada rece și să știți că atunci când este foarte frig se desfășoară ore de nutriție, ore de cultură pe sportivă. Da, istoria sportului. Au adaptat, dar aceasta vreau să cred că este o măsură de criză, să spunem așa, pentru profesorii din Catedra de Educație Fizică, pentru că orele de educație fizică, să nu uităm, înseamnă mișcare. În vremurile în care noi luăm copiii din fața școlii, aducem cu mașina, îi luăm cu mașina și nu fac mișcare. Pauzele sunt scurte, nu fac mișcare. Ora de educație fizică ar fi poate acest prilej. Se desfășoară acum în curtea școlii. Nu avem niciun spațiu. Sau în sala de clasă, v-am zis, cu activități, cu șah, cu ore de nutriție. Nu este, vă dați seama, plăcut, primim tot felul. Nu este ideal, nu este normal. Despre ce să vorbim? Deci începem numai cu nu. Deci nu este normal, nu așa se desfășoară ore de sport. Profesorul de sport nu se simte bine vorbind numai despre nutriție. Poate vorbească despre nutriție și în timpul unei ore în sala de sport, 5 minute. Dar nu în felul acesta. Nu-și pot îndeplini ceea ce au de făcut în mod normal și probabil și copiii nu își pierd dorința de a mai face sport. Acestea, să știți că am avut niște rezultate extraordinare. Vă rog. La competițiile sportive, deci avem echipa de fotbal care a mers la etapa națională, avem copii care s-au calificat și copii care au făcut educație fizică în școală, nu neapărat că desfășoară aceste cluburi sportive, activități la cluburile sportive. Au plecat la Craiova, la tetratlon cu profesorul de educație fizică, copii care își doresc să exceleze în acest domeniu și mă văd neputincioasă de multe ori, să știți, să ies în curtea școlii. Când plouă, nu vreți să știți. Când este frig, cum mă uit și primul lucru la care mă gândesc, zic, în clasă e cald, e bine, dar copiii, orele de educație fizică, unde le da, face? Din păcate nu este un firesc acest aspect. Încă mai credem în promisiunile domnului primar, pentru că ne promite de vreo 2 ani că va rezolva această problemă, ca și cu tavanul, pentru că încă se învață și în program de după amiază la școala în două schimburi și nu este firesc, încă așteptăm o soluție. Avem un deficit de 9 clase, da, avem un deficit de 9 clase după prăbușirea tavanului de acolo. A venit și diminuarea efectivelor, legea cu diminuarea efectivelor de elevi și atunci, în loc de 5 clase pregătitoare, anul acesta avem 6 clase pregătitoare și atunci deficitul de săli de clasă a tot crescut.
Învățăm în două schimburi, este cel puțin în perioada asta în care ziua e atât de scurtă, este foarte neplăcut. Am ținut legătura cu primăria, am ținut legătura și cu inspectoratul școlar în tot ceea ce... Haideți să vedem ce v-au spus primăria. Bun, de la primărie. Să știți că ieri, fără să am așa nicio discuție, ieri în curtea școlii a apărut un constructor și un specialist în proiectare pentru reabilitarea corpului C, acolo unde a fost, unde s-a prăbușit. Deci până la urmă s-a ales... S-a ideea ales aceasta? Ideea de reabilitare. Din ce motiv mi s-a spus că Inspectoratul pentru Construcții, expertiza tehnică pe care au făcut-o, clădirea din punct de vedere al rezistenței este în regulă să fie reabilitată. Deci o soluție cu care nu v-ați consolat, nici dumneavoastră, nici Consiliul de Administrație, pentru că mi-amintesc că am fost prezentă în Consiliul de Administrație și s-a reluat această procedură a studiului de fezabilitate, pentru că dacă odată a căzut un tavan și are o existență de câți ani? 150 de ani. 150 de ani acea clădire, acel studiu de fezabilitate nu ne-a mulțumit. Și atunci, la discuțiile cu domnul primar, am spus că trebuie să fie o soluție și să grăbim aceste aspecte, tocmai pentru că a se ajunge și în faza de construcție, pentru că tot ne împotmolim în aceste studii de fezabilitate și că nu mai ajungem să vedem cu ochiul nici măcar o cărămidă așezată. Timp în care o generație, eu vorbesc de ce mă doare pe mine, o generație de elevi este pur și simplu sacrificată. Pentru că a gestiona această situație, vă dați seama că această situație a generat și foarte multe conflicte. Pentru că prin lege clasele 1-4, clasa 8-a, nu ai cum să le modifici programul și nici orarul, desigur. Vorbim de o populație școlară foarte mare, de foarte mulți elevi la școala gimnazială numărul 2. Gândiți-vă ce înseamnă să sune clopoțelul pentru unii la 50, la 40 de minute, la unii la 50 de minute, este imposibil de organizat. Iar am aliniat programul. Da, exact, dar de 45 de minute, dar și lipsa sălii de sport, gândiți-vă numai câte procese are școala cu vecinii, pentru că sunt deranjați de zgomot, pentru că sunt exact în vecinătatea blocurilor și această situație se știe. Mi-amintesc cu drag de acea discuție în care domnul primar Carabela a venit și dumnealui într-o ședință de Consiliul de Administrație și a promis că la începutul anului școlar va găsi o soluție să închirieze un balon pentru copiii de la școala numărul 2. Probabil costurile au fost mult prea mari și această promisiune nu a fost dusă la îndeplinit și din această cauză. Dar încă mai așteptăm să trecem peste acele studii și specialiști care vin și pleacă, vin și pleacă, dar în urmă trebuie să lase ceva. Pe mine mă interesează dacă vi s-a spus că această soluție este o soluție, cum să spun eu, temporară sau se va face reabilitarea întregului corp și va rămâne așa? Se va face reabilitarea întregului corp, care va deservi doar ca spații de învățare. Sala de sport nu va mai fi acolo. Sala de sport era în spațiul unei săli de clasă. Sala de sport nu are cum să mai fie acolo și corpul se reabilitează doar pentru sălile de clasă. Și e clădire de 150 de ani, deci este monument. Nu este monument, nu este noi am căutat, nu este clasată ca o clădire. Pentru că dacă era clasată, nu este. Nu este nici C1, nici C2 corpul de lege. Atunci înțelegeam, dar așa nu prea înțeleg. De asta am insistat și noi la primărie să rea studiul de fezabilitate și poate vin cu altă soluție. În schimb, cea mai reabilitări și relocări sunt în tot județul. A construi este un lucru foarte bun și mulțumesc pe această cale primarilor și reprezentanților comunităților locale, consilieri locali, viceprimari, unde se fac investiții. Este clar și un exemplu este și școala gimnazială Nicu Albu.
Eu sunt ferm convinsă că la un moment dat se va ajunge și la acest capitol. Însă, din păcate, problema sălii de sport de la școala gimnazială numărul 2 este o mare problemă. Atât cât copilul suferă de frig. Uitați-vă ce temperaturi sunt afară. Îmi este foarte greu să cred că are nu și... Nu e numai că te duci să faci sport afară. Ce se întâmplă după la sport, de obicei, transpiri. Dacă afară sunt 0 grade, 2 grade sau sub 0 grade, e o problemă. Și ați amintit de un balon. Acum, mie nu-mi place să fiu luat în balon în general. Politicienii ne iau un balon și cei din administrație ne iau un balon. Dar să știți că soluția unui balon pentru orele de sport nu este chiar atât de aiurea, pentru că eu cunosc localități, știu localități, unde se fac ore de sport în balon. Pentru amplasarea unui balon în curtea școlii gimnaziale numărul 2 nu este loc în acest moment. Nu este loc pentru că e terenul de sport pe care nu putem să amplasăm acest balon și este... Am primit o solicitare prin care să ne dăm acordul noi, Consiliul de Administrație al Unității, pentru demolarea corpului C2, acolo unde avem cabinetul de informatică și biblioteca, în partea dreaptă, spre parcare, deci lângă clădirea corpului C2. C1. Dar nu este responsabilitatea dumneavoastră. Dar nu este responsabilitatea. Noi am spus în Consiliul de Administrație... Probabil că e un acord de principiu, bănuiesc, altfel nu înțeleg ce ar putea altceva. Să fie. Le-a cerut să-și dea acordul Consiliul de Administrație pentru demolarea spațiului respectiv. Ceea ce nu mi se pare corect, eu înțelegeam dacă just. Vă spunea așa. Dom'le, vă rog frumos să ne spuneți dacă vă puteți reloca activitatea de acolo în altă parte ca să putem demola. Nu s-a pus așa și atunci... În Consiliul de Administrație am spus, în momentul în care avem un spațiu în care să ne putem reloca, gândiți-vă ce ar însemna să rămânem și fără cabinetul de informatică, da, suntem de acord cu acea demolare, dar dacă mai desființăm și cabinetul de informatică și biblioteca, noi suntem, știți cum, numai în beci și în pod, nu... Învățăm în acest moment. În rest, în toate cabinetele, în tot, am făcut spații de... Și doamna inspector a fost când am relocat clasele pregătitoare în acele spații. Problema se pune așa. Bănuiesc că nu se poate construi nimic acolo în momentul ăsta, că nu există spații. Prin CNI spuneau că s-ar accesa niște fonduri și se dorește construirea sălii de sport pe spațiul corpului C2. Dar așteptăm și noi acel moment, pentru că această problemă a sălii de sport de la școala numărul 2 nu este de acum, nu este de ieri, este de ani de zile. Trebuie să spunem lucrul ăsta, că nu problema școlii 2 cu sala de sport este nu de când este. Eu am fost eleva școlii 2. Asta se vorbea despre sala de sport. Și acolo unde este și acum era spațiul acela, era într-o sală de clasă. Niciodată nu a fost o sală de sport, tot timpul era improvizat într-o sală de clasă. La Nicu Albu sunt boieri cu sala de sport. Da, așa a fost proiectată școala și putem să spunem că suntem boieri pentru că avem o sală de festivități care se datorează unui fost director care era profesor de muzică și care și-a asumat să dărâme niște pereți să facă o sală de festivități. Amironaie, nu? Domnul Amironaie, da. Din punctul ăsta de vedere, noi stăm bine, dar dacă îmi dă Dumnezeu și creștem, o să avem și noi nevoie de spații. Că deja am valorificat o sală de extracurriculare. Deci va fi nevoie la un moment dat și la noi. Să știți că aveți în față școala perfectă. Noi avem copii, nu avem spații. Doamna are spații. Mai lucrăm un pic la copiii de la, nu știu, la gimnaziu. Da, sau pentru unde. Că da? din fericire că în cartierul Precista există două școli gimnaziale. Din nefericire, pentru cartierul Mărăței, este singura unitate de învățământ care deservește o populație ca și așezare, ca și întindere, ca și asociații de proprietari
cu un număr de locuitori mult mai, mult mai mare. Iar și e și aproape de centru. Și aproape de centru. Și să nu mai vorbim de alte aspecte a navetiștilor de la... Da. Dar vreau să vă întreb ceva. Acum pe dumneavoastră. Că de ce în Mărăței nu mai există nicio altă școală gimnazială? Domnul Bălănescu, de ce să nu-l întrebăm pe domnul primar? De ce în Mărăței nu mai există o altă școală? Nu, haideți atunci să fim cinstiți. Când, de când este există, școala? Există, de când Daniela este școala? Cuciuc, există Daniela Cuciuc, dar pentru acea zonă a Mărățeiului, care, a cartierului Mărăței, care deservește tot bulevardul principal, și ca eu m-am uitat și am zis la un moment dat, ia să văd câți elevi sunt la Daniela Cuciu, câți elevi sunt la doi, ia să vedem că în perspectiva dezvoltării cartierului Speranța, pentru mine ca și cetățeana municipiului Piatra Neamț și în al doilea rând pentru funcția pe care o reprezint. Și am fost surprinsă să văd ca și că număr a populației din zonă și arondată prin rețeaua școlară școlii gimnaziale numărul 2, populația este una generoasă. Este clar că acolo trebuie găsită o soluție și de un alt spațiu, de o altă structură. Pentru că dacă nu avem spații, nu putem sta așa. Mai trece un mandat a unui primar, un alt mandat, doamna, al altui primar. Era școala acolo unde acum este, ce este, seminar sau ceva de genul? Seminarul, da, era seminarul școala ortodox. Unu. Ce se întâmplă acolo? Seminarul ortodox. O, și seminarul acolo ocupă spații de alea toate acolo? Da, și încă mai au nevoie de spații. Mai au nevoie, mai e nevoie de spații, da, la seminar. Eu știu că au avut probleme deosebite, nu, seminariile, nu, de asigurare a resursei umane și a elevilor. Și vă spun că seminarul ortodox are nevoie și că domnul primar Carabelea știe foarte bine, pentru că la un moment dat am avut o vizită de la Iași și a fost prezent și dumnealui și acolo a făcut câteva promisiuni, pentru că și acolo sunt nevoi și necesități și populația școlară a crescut. Mă scuzați pe mine că eu am o părere pe care nu o mențin. Eu sunt de acord că au nevoie de spații, ei au nevoie de tot ce se poate da în general, pentru că așa e, noi suntem un popor ortodox și tolerant și dăm mai mult decât e necesar câteodată în unele locuri. Dar mie mi se pare la fel de necesar să am elevi, să pot asigura pentru elevii din școlile normale, ca să spunem așa, nu alea vocaționale, în sensul ăsta m-am referit, da, la normale, și cred că nu e normal să ocup o școală cu un seminar când puteam găsi poate un spațiu, că nu-i musai să fie la stradă seminarul. Știți, în general la seminar te duci și înveți ca să stai, să te reculegi, să te rogi, să faci, nu trebuie să fii musai acolo. Părerea mea. Da, e părerea mea. Părerea mea nu este aceeași. Știu, dar poate discutăm o dată între emisiune în doi. Și că chiar mi-aș dori în emisiunile viitoare să vin însoțită de, Vai, de un elev de la seminarul ortodox. I-aș vrea să veniți cu directorii de la două seminarii, trei. Da, voi participa și cu elevii de acolo să vă povestească ce fac ei. Deci eu vreau să vă spun că îmi scot pălăria. Și performanța vine și de la învățământul. Și nu e ala la care vă gândiți dumneavoastră acum, în fața căruia am scot pălăria, pentru că știu ce probleme are și cum se descurcă. Da. E foarte greu. Da. Dar, pe de altă parte, totul are o limită. Să revenim la școlile noastre. Așa. Vă spuneați că aveți și sală de festivități, aveți de toate. Păi înseamnă că nu mai întreb nimic, totul e bine. Nu e chiar tot bine. Știți, cele mai multe supărări ale părinților sunt legate de... Acces, parcare, acces, da. Acces, parcare, da. Cunoaște. Da, și da, știți, străduța noastră este îngustă, acolo e o adevărată Bun, problemă. Acum asta cu străduța dimineața, îngustă, da. De la începutul construcției școlii s-a discutat lucrul ăsta, cum se va face accesul. Soluții, propuneți, să vedem ce se poate face. Noi am găsit cumva o soluție lângă școală. Adaptat. Ne-am adaptat cumva, știți? Am mai găsit o soluție
s-ar putea, lângă școală este un intrând și acolo s-ar putea... Și un putea... loc de joacă undeva acolo, parcă era. Vis-a-vis este un loc de joacă, nu ne legăm de el. Ăla e funcțional? Da, e funcțional momentan. Vezi? Noi fiind într-un open space este aici... Este un loc de joacă funcțional, aparține comunității locale, că nu luăm în calcul ca și alternativă pentru unitatea de învățământ, pentru că nu se regăsește în documente, e clar, e petrecerea timpului liber a copiilor însoțiți de părinți în afara spațiului școlar. Ce mă doare pe mine, domnul Bălănescu, vedeți că și până la urma urmei, noi românii tot timpul am găsit soluții și ne-am adaptat. Dacă n-am avut cizmar, am încercat să ne facem cizme. Dar asta este că, adevăr, vedeți cu ce se confruntă managerii unităților de învățământ, cu o continuă adaptare la probleme. Găsesc soluții care uneori e căciula atât de mare pentru dumnealor și nu intră în sfera competențelor dumnealor. Și de asta țin în mod deosebit să-i promovăm, să-i cinstim, să vorbim frumos despre ghei, să-i încurajăm. Doar așa putem să avem rezultate. Pentru că tendința este că n-a făcut bine, trebuia. Cu acest trebuia și cu n-a făcut, cred că ar fi cazul să o limităm. Vreau, am două doamne și... aici și vreau să le întreb ceva. Spuneți-mi și mie, sintagma asta, învățământul este gratuit, nu? Parcă așa spune. Da. Gratuit probabil pentru elevi. Așa. Și există descentralizare la nivelul actului de conducere. Este descentralizare reală la nivelul actului de conducere în învățământ, adică poate un director în momentul ăsta să spună: domne, așa vreau să fac și nu altfel, sau nu? Știu că nu e foarte comod, dar vreau să vă aud. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Un director nu conduce Consiliul de administrație. Consiliul de administrație, care Consiliul de administrație, știți cum e familia aia în care te duci și întrebi: dumneavoastră, cum, dacă în Consiliul de administrație nu găsim o idee clară, și nu mă refer corect sau incorrect, clar, să-mi fie mie clar ca director, eu primul lucru pe care îl fac, pun mâna pe telefon și sun la inspectoratul școlar. Doamna inspector a venit în școală și când am zis am nevoie de ajutor, nu mi-e clar ce trebuie să fac aici. Asta pot să înțeleg. Are un director puterea, capacitatea de a conduce alături de Consiliul de Administrație. Credeți-mă că niciun director nu s-a simțit confortabil să zică: e decizia mea, ok, mi-o asum, dar... Îmi dați voie să vă spun ceva? Da. Știți ce se spune în România? Că avem o lege care spune așa: la o primărie, primarul este organul ăla executiv, ăla care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. La Consiliul Județean, la fel. Guvernul este cel care execută ce îi spune Parlamentul și activitatea de zi cu zi. Acum, lucrurile stau taman invers, peste tot. Primarul propune, consilierii votează sau nu votează și tot primarul dispune. De aia vă întreb, și în școli, haideți ca să, eu vreau să discutăm pe aia dreaptă, câte propuneri v-au venit dumneavoastră în Consiliul de Administrație din partea consilierilor locali care fac parte din consiliile respective? Știu, zâmbiți. Și eu zâmbesc, pentru că întâmplarea face că am văzut câteva consilii de genul ăsta pe timpul pandemiei și m-am distrat copios. Dom'le, până la urmă ești director. Ai un consiliu din câte persoane?
La noi 11. 11 persoane. Cine face parte din el, în afară de profesori? Reprezentanți ai părinților. Ai părinților? Ai primăriei și consiliului local. Ai primăriei separat și ai consiliului local separat. Acum dați-mi voie să vă spun cu un cuvânt pe care eu l-am învățat citind de prin, mai știu cine, parcă Haloimas este. 11 persoane în consiliu. Eu n-aș putea să ajung la o concluzie într-un consiliu de administrație cu 11 oameni. Ba, se ajunge la o concluzie în cele mai multe cazuri. Am înțeles ceea ce vreți să transmiteți dumneavoastră, dar de obicei propunerile vin din interior spre exterior, tocmai de aceea desemnarea reprezentantului Consiliului Local al primarului s-a introdus în lege și fac parte din Consiliul de Administrație a Unității de Învățământ, tocmai pentru ca să fie informat primarul, că doar dacă tot facem note și nu, trimitem... Nu, să fie informat Consiliul Local. Consiliul Local despre problemele existente în unitatea de învățământ. Așa. Și să vină apoi cu soluții în fața Consiliului de Administrație. Eu cred că acesta este rolul și... Nu? Eu așa știu. Așa este. Pe hârtie sună senzațional. Pe hârtie sună senzațional. Da, vom face o dezbatere. Vă rog. Știți cine sunt cei mai vocali și punctuali în Consiliul de Administrație, cel puțin așa se numește? Părinții? Reprezentanții părinților. Da. Și ei sunt o forță, domnule Vănescu, pentru că părintele știe cel mai bine ce e bine și n-ar vota odată, cum zice directorul sau cum zice primăria sau cum zice inspectoratul, dacă știe că nu e bine copilul. Și de multe ori vă rog frumos să-mi dați să comunic mai departe părinților. Apropo, cum țineți legătura cu părinții? În afară de reprezentantul care e... Cum se ține legătura cu părinții? Există și grup de WhatsApp. Asociația Părinților la noi are un grup de WhatsApp care informează ceilalți părinți. Noi organizăm și ședințe, am avut în septembrie, cu reprezentanții părinților. Acum când am avut zilele școlii, la fel pe grup. Bine, acum era clar că toată lumea deci a pus... există acolo unde părinții doresc să se implice, se păstrează foarte ușor legătura cu dumnealor. Da. Despre ce mai discutăm, doamna despre generală? Despre ce vă doriți dumneavoastră? Nu, eu aștept propunerea. Da, pentru că am vorbit despre nevoile elevului, pentru că asta contează până la urma urmei. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un aspect legat de școlarizarea la domiciliu a elevilor și, după cum bine știți, sub mandatul meu am triplat numărul consilierilor școlari din unitățile de învățământ în urma vizitelor mele în teritoriu, pentru că am străbătut tot județul și am vorbit cu părinții din toate colțurile județului. Am repartizat un număr încă de logopezi, 10 logopezi, dar și de profesori de sprijin la domiciliu pentru învățământul de masă, un număr de 27 de profesori și 5 învățători, care își desfășoară orele cu elevii la domiciliu. De curând am fost în vizită la unul dintre acești copii, pentru că am vrut să văd cum își desfășoară activitatea și dacă este benefică intervenția noastră, pentru că, la fel cum spunea și doamnele director, nici eu nu conduc singură, conduc un consiliu de administrație și fiecare părere a colegilor mei din inspectoratul școlar contează și de cele mai multe ori îmi iau feedback și prin consiliile consultative atât pe discipline cât și la nivel de management instituțional și vreau să vă spun că într-adevăr repartizarea acestor profesori de sprijin la domiciliu este o bulină roșie pentru județul Neamț. Mi-am propus încă de la începutul mandatului meu, pentru că așa cum am început emisiunea, că v-am spus că și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc
știu și activitatea mea pe lângă profesia mea și empatia mea pentru oameni, implicându-mă în foarte multe cazuri caritabile alături de asociații și fundații. N-am spus niciodată nu și acum cu Carmen Suciu la ridicarea acestui centru îmi propun personal să adunăm peste 20.000 de euro tocmai pentru a continua ceea ce a început Carmen Suciu și voi fi alături necondiționat și o să vă invităm la inaugurare și la activități. Eu sper să mă invitați înainte, să dăm și noi o mână de ajutor, chiar să facem cu tot dragul și vă mulțumesc infinit conturi sau pentru ce mai trebuie acolo. Și că, cum am ajuns la această idee, că sunt foarte multe comunități care pe această parte că de implicare în aceste centre încă mai are de suferit. Și atâta timp cât suferim, suferă și copiii. Dacă o comunitate suferă, automat se răsfrânge asupra familiei, asupra elevilor. Și atunci, decât să stăm să criticăm, mai bine punem mână de la mână și încercăm să fim exemplu pentru societate. Ce pot să vă spun, revenind la subiectul cu elevii școlarizați la domiciliu, ce am remarcat pe teren, a fost, noi intervenim până la un anumit moment, repartizăm aceste cadre didactice. Cadrele didactice merg din dragoste pentru elevi, dar în momentul în care ajungi acolo la fața locului și că v-am spus, am vizitat și acel copil la Tașca și mulți alți copii, problema nu se oprește aici doar la inspectoratul școlar. Se oprește și o chestiune și de comunitate locală. La Tașca am avut norocul pentru acel băiețel, pentru că implicarea doamnei primar din Tașca, care este alături de acea familie. Dar câte familii sunt și au posibilitatea continuării ceea ce facem noi la inspectoratul școlar? Pentru că ei necesită, au nevoie de sprijin financiar, au nevoie de mijloace de învățare adaptate. Mai țineți minte când am avut o propunere pentru bugetul de anul trecut cu mijloace didactice adaptate pentru copiii cu CES? Atunci m-au luat poate mulți colegi în râs din Consiliul Local și mi-a spus ce mai este și asta. Da, avem nevoie de mijloace adaptate și de intervenție și de investiția primăriilor în unitățile de învățământ. Gândiți-vă la povara unui copil cu CES care ajunge la unitatea de învățământ în scaun cu rotile. Noi am repartizat acești profesori de sprijin și le mulțumesc infinit pentru că munca este la nivel emoțional și implicare emoțională de 7 ori mai mare decât a cadrului didactic care rămâne la catedră. Gândiți-vă ce înseamnă acest aspect, să ajungi cu copilul într-un scaun cu rotile la unitatea de învățământ. În regulă avem rampă, ajunge în clasă, ajutat de părinte, ajutat de personalul de sprijin, pentru că facem și formăm o echipă. Dar ce se întâmplă în clasă în momentul în care cadrul didactic trebuie să lucreze cu acest copil? Îi trebuie mijloace adaptate pentru fiecare copil, pentru particularitățile fiecărui copil, pentru că și frunzele pe un copac sunt diferite, dar anumite oamenii, problemele sunt diferite. Și atâta timp cât nu ajungem în fiecare casă, în fiecare familie, să înțelegem nevoile comunității, a familiei și să ne dăm mâna, noi reprezentanții și cei care ocupăm funcții publice și să înțelegem exact nevoia din casa respectivă, nici nu o să putem să avem rezultate. Ne place, nu ne place, sunt problemele noastre. Inima de mamă bate la fel în fiecare mamă. Și trebuie înțeleasă această situație și trebuie să ne adaptăm schimbărilor și trebuie să dăm șanse egale la toți copiii. Da, ne apropiem de finalul emisiunii. O să le mai rog pe cele două invitate, de data aceasta, dumneavoastră sunteți aproape permanent cu cei doi directori, să încerce fiecare să ne spună niște lucruri și despre rezultatele școlilor pe care le conduc, pentru că am vorbit așa o prezentare, probleme, hai să vedem și rezultate. Chiar dacă depășim 2-3 minute. Mulțumim frumos! Și începem cu doamna Mosfora de data aceasta. Începem cu cei mai tineri.
Noi suntem mulțumiți așa de noi, nu putem să spunem că suntem fruntea frunții, dar ne putem bucura de faptul că toți elevii noștri de clasa 8 au intrat la liceele dorite. Cei care au avut înclinații spre profesionale au mers acolo și să știți că este esențial rolul dirigintelui și a consilierului școlar. Noi ne bucurăm de un consilier școlar cu care chiar ne sfătuim și noi cadre didactice și ne gândeam să facem o masă rotundă a cadrelor didactice împreună cu doamna consilier pentru activități de destresare, am zis noi. Și să încercăm să profităm de faptul că avem un consilier școlar și noi, profesori, avem nevoie de ajutorul dumnealor. Noi nu avem situații de abandon școlar, pentru că suntem și o școală cu puțin copii la gimnaziu, clase mai puțin numeroase, până în 25. Mai aerisit așa cumva. Da, cumva mai aerisit și altfel te apleci asupra copilului. Ce-mi doresc eu și chiar încerc să ne aplicăm altfel asupra copilului, nu să mergem numai pe rezultate la materii, ce olimpiadă a câștigat copilul, ce performanță a făcut la fizică, ci pe dezvoltare. Copilului. Am făcut cu ei balul bobocilor, balul fulgilor de nea. Merg în excursii și eu cu ei, încerc altceva. Eu asta îmi doresc. Școala vreau să nu fie instrucție, ci școala să fie un loc în care copilul să învețe, să fie educat și să se dezvolte el. Aveți norocul, cum spuneați, că aveți, cum să spun, copii la limita aceea unei activități, aveți spații generoase, deci ăsta este un noroc și se poate. Și noi avem norocul, domnul Bălănescu, să avem copii extraordinari. Mai rămâne să avem spațiu. Mai rămâne să avem spațiu. O sală de sport, mă rog, restul trece. Cu vorbeați iar de toleranță și intoleranță. Cu toleranță și cu răbdare sunt sigură că vom, poate nu ies la pensie până când școala gimnazială numărul 2 nu va avea așa spații generoase. Sunt sigură că se va rezolva și această problemă. Vorbind de școala gimnazială numărul 2, ne putem lăuda cu rezultate deosebite. Copiii care într-un procent de 92% de promovabilitate și au mers la evaluare națională, vorbesc, au mers spre liceele cele mai bune din oraș, copiii care au demonstrat atât prin concursuri și olimpiade școlare capacitate de performanță. Într-adevăr, cum spunea colega mea, ne place să ne aplecăm și asupra copiilor care au nevoie de sprijin și pentru noi structura de la Vălen este o lecție de viață în fiecare zi. Este un loc în care ne aplecăm asupra copilului și ne dorim ca el să vină la școală și să primească din darul învățăturii. Să știți că, așa ca o observație, la structura Văleni, din 92 de copii, 78 au burse. Bursele sociale, burse CES, ceea ce, zic eu, înseamnă pentru ei un sprijin și poate și o mână întinsă spre o frecvență constantă, spre a veni la școală. Ca număr total, ce să spun, 242 de burse de merit la școala gimnazială numărul 2, procentul acela de 30%. Sunt clase în care 30% într-o clasă de elevi se oprește undeva la un 9,50, 9,70 la o clasă a 8-a, ceea ce înseamnă, spun eu, performanță. Nu invers, dar ne lăudăm în primul și în primul rând cu ce ar fi copiii aceștia minunați fără o calitate a actului didactic, cu oameni care construiesc prin cuvânt, prin faptă, în școala gimnazială numărul 2. Sunt mândră că vremelnic am putut să fiu așa la conducerea școlii, sunt mândră că am fost eleva școlii gimnaziale numărul 2 și îmi doresc numai bine. Și îmi doresc ca școala 2 să rămână școala aceea. Ne-am gândit și noi, să știți, la un nume, să dăm un nume al unei personalități și toată lumea zice, măi, școala 2,
e școala 2, toată lumea știe în oraș ce e. O să dați și un nume. Poate că da. Dar poate dați nume la sala de sport. Eu am câteva propuneri, dar mă rog, mă abțin acum. Da, facem o listă și atunci, cu siguranță. Da. Eu chiar, ca să închei, și vă mulțumesc și pentru invitație, ca să închei, spun că școala 2 este o școală care merită mult mai mult din punct de vedere al infrastructurii, pentru că acolo se face. Da, am mai spus-o, aici se fac investiții în anumite clădiri care, nu știu dacă în momentul ăsta sunt foarte importante, și avem locuri în care nu avem sală de sport, de exemplu. În final, doamna general, o concluzie. În afară de aceea cu omul sfințește locul. Nu, da, omul chiar sfințește locul, dar mă declar mulțumită de activitatea doamnelor directori, a tuturor colegilor din cele două unități de învățământ, a personalului auxiliar. Le mulțumesc pentru întreg efortul. Sunt partenerii noștri, sunt ai noștri și le felicit pentru fiecare minut petrecut în școală, pentru că au și rezultate. Și că nu-mi doresc, pentru că mai mult decât ce dă Dumnezeu, suntem trei femei aici în fața dumneavoastră și sfânt poste și zi de sărbătoare, să învăluim cu dragoste și iubire fiecare cuvânt în școala nemțeană. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mă bucur că doamna directoare a amintit de emisiunea de ieri despre toleranță și intoleranță. Ce să spun? Să încercăm să fim toleranți cât se poate cu cei care se ocupă de mai binele învățământului, dar să fim intoleranți cu ei atunci când lucrurile astea o iau razna. Eu sper să văd în curând că cineva se va gândi la nivelul municipiului Piatra Neamț și după aceea și al județului la o rețea școlară echilibrată, în care să nu mai avem probleme de genul acesta. Doamne, nu putem face orele de sport. Nu știu, trebuie găsit o soluție să facă ore de sport. O să-mi spună cineva, păi cum? Păi nu știu, punem orele de sport într-un orar special, îi ducem pe copii cu autobuzul undeva, îi ducem cu autobuzul la școala polivalentă sau undeva. Dar le trebuie și autobuz. Le trebuie autobuz. Dar până la urmă stăm și dăm cu capetele până când iasă de undeva o scânteie administrativă să se întâmple lucrul ăsta. Pentru că m-am săturat să aud, știți, nu se poate, știți, proiectul ăla, n-avem proiectantul ca lumea, ăla care face, știți, studiul de fezabilitate s-a învechit. Dar de ce s-a învechit, mă băieți? S-a învechit pentru că sfânta lene și sfântul interes din anumite zone spune că e mai important acolo decât unde trebuie. Și tot așa. Ne oprim aici cu foarte multă toleranță azi în zi de sărbătoare. Vă mulțumesc pentru participarea. Mulțumim și noi. Și vă aștept. Iar oricând aveți probleme, știți, la Mesagerul încercăm să promovăm tot ce este bun și să spunem și ce este rău în învățământ. O zi frumoasă, numai bine, sărbători tuturor, sărbătoare astăzi pentru toată lumea, adică măcar pentru cei credincioși. La revedere! La revedere! Mulțumim! Mulțumim.